Dani, ai ieșit cu fata afară. Am văzut că o mângâie în păr, discută. Eu, dacă nu aș fi avut acest deja vu în legătură cu Dani și mama lui, cu siguranță m-aș fi bucurat foarte tare pentru această cunoaștere între cei doi, dar cumva ceva mă oprește și mă face să cred că Diana nu prea ar fi ok în această relație. Pentru că o văd foarte implicată pe mama lui Dani, deși spunea că nu stă la petrecere, era foarte dezamăgită și așa mai departe, cumva a reușit să rămână la petrecere și toată seara s-a plimbat după Dani, au stat afară de vorbă, probabil el o fi încercat să o convingă că vrea el așa, că... Dar din moment ce există o chestie de genul, nu știu, o neplăcere din partea mamei către fată, nu o să meargă, e clar că nu o să meargă. Și mai ales că el îi dă atenție și nu o pune la punct. Și când mă refer să o pună la punct, strict o discuție, nu știu, foarte scurtă. Băi, mă, mie îmi place fata asta, vreau să încerc cu ea, nu e ca și cum, nu știu, mă însor mâine. Vom vedea cum va merge relația. Bucură-te și tu pentru mine că, uite, sunt fericit, sunt îndrăgostit, nu am mai fost de atâta timp. Cam asta ar trebui să te bucure pe tine, nu? Parcă văd că lunile ne spune doamna că a avut dânsa o premoniție cum că relația dintre cei doi nu va funcționa și cu siguranță nu ar trebui să se căsătorească în casă. Puh, deci nu mai... În fine, nu știm ce va fi. Poate relația dintre Dani și mama lui este diferită și cumva vor înțelege. Nu știu, chiar nu știu.